Pagina oficială de Facebook a lui Maricel Popa a fost luată cu asalt de către ieșenii nemulțumiți de starea drumurilor județene. Într-o postare recentă, președintele Consiliului Județean le-a comunicat oamenilor că, citez, refacerea drumurilor este în atenția Consiliului Județean. Oamenii, în schimb, nu mai cred în promisiuni și vor fapte. Într-o zi, oamenii vor pune mâna pe furci și topoare și atunci veți vedea voi, politicienilor, dacă vă mai bateți joc de noi. Va veni furtuna într-o zi, pe neașteptate. Domnule Maricel, dar de drumul DJ156A, nu ați auzit? Vă invit să faceți o plimbare de la Dobren până la Mănăstirea Horăița, să vedeți că nu aveți unde vă feri de gropi. Le mai astupă din când în când primăria cu balast din pârâu. Mergi pe asfalt și zici că e drum forestier. Vin alegerile, iar promisiuni. Domnule președinte, dar drumul Budești-Mânjești, comuna Mogoșești, pe când? Că în acte apare asfaltat, dar în realitate e noroiul până la brâu și totuși e drum județean. Vlădene Andrieșeni, pe când? E o nenorocire acolo, nici măcar salvarea nu poate ajunge. Insistăm să luați în considerare aceste mesaje. Dumneavoastră ne transmiteți că e vreo 2000 de lei pe kilometru reparația la un drum și noi mergem pe hârtoape peste tot? Atât? Poate și mai ieftin? Credit că de la buget nu primiți nimic, al șaselea cel mai mic buget pentru a cincea rețea de drumuri județene ca lungime. PSD își bate joc de Iași, asta trebuie să spuneți. Sunteți zero barat la București, zero. Cam aruncați cu punctul și virgula lângă cifrele alea, de nu mai știi cât costă un kilometru de asfaltare. Aha, ok, drumul e în reabilitare, dar cu DJ-157. Ce face legătura între Comuna Trifești și Comuna Făurei? Ce facem? Proiectul e aprobat de cel puțin 10 ani. Dar e uitat în arhivă. Ce facem în privința asta? Ne lăudăm pe Facebook că vin alegerile, dar practic nu facem nimic. Tromboane. Consiliul Județean nu a putut coordona asfaltarea a 5 străzi în Comuna Fântânele într-un an. Străzi care la un capăt se termină în noroi. Aceste vorbe le auzim de ani de zile. Nimic concret. Sunteți niște mincinoși și fără cuvânt. Să vă fie rușine. Dar drumul județean de la Scânteia Șcheia Ipatele efectuați aceeași procedură prin credite de angajament. E subevaluat proiectul, de asta nu s-a depus nicio ofertă. E jale pe drumul ăsta.